Turiștii care au ales ca destinație de vacanță Grecia în acest an au parte de vești proaste. Autoritățile impun în noi restricții din cauza numărului mare de cazuri de COVID-19. Nici vremea nu ține cu ei. Meteorologii au emis tot mai multe alerte de vreme severă și surprizele neplăcute nu se opresc aici. Vizitatorii s-ar putea trezi în camere cu scorpioni. Conform realitatea net.ro, în plin sezon estival, Grecia a stabilit noi reguli pentru turiștii de pistas cu sars 2 Aceștia nu vor mai fi obligați să intre în carantină, însă trebuie să anunțe managerul hotelului unde sunt cazați. Persoana în cauză va primi o mască de protecție și se va recomanda să se autoizoleze. Încă nu se știe de când va intra în vigoare această regulă. În ultimele zile, media cazurilor confirmate de COVID din Grecia a fost de de aproape 20 20.000. Nici vremea nu ține cu turiștii. Vara aceasta Grecia se confruntă cu fenomene meteo-extreme, de la ploi torențiale până la incendii puternice de vegetație. Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă pentru centrul și nordul peninsulei. În același timp, anul acesta vine și cu prețuri mai mari pe plajele din Grecia. Pentru o noapte la un hotel de 3 stele, turiștii trebuie să scoată din buzunar 118 euro. O bere costă între 3 5 dolari, iar pentru o masă la o tavernă turiștii plătesc și 40 de euro. Și problemele nu se opresc aici. Pe un grup de Facebook, tot mai mulți români se plâng de faptul că au găsit scorpioni în camerele unde au fost cazați. O familie a povestit că a găsit un scorpion chiar în patul copilului. Cu toate astea, unii dintre ei spun că sunt inofensivi și că trebuie să anunțe proprietarii deoarece ei știu cum să gestioneze situația. Relatează site-ul realitatea.ro